Salut, camarazi! După cum vedeți, m-am mutat. Asta e locul care l-am închiriat. E o cămăruță de vreo 4 pe 3 jumate, vedeți? E decent și un televizor care trebuie aruncat. Un covor pe jos, un pat de dormit, cum se zice, comodă de asta veche, o sobiță aici. E puțin așa, cam ca la țară, să zic, dar nu mă plâng, e tasa prin lumina, cam și lumina. E puțin, de-abia m-am mutat aici, trebuie să fac curat. Mi-am adus butelia, am un puișor pe care îl gătesc acum în direct. Trebuie să fac curat, să arunc căni aici, că aici a locuit cineva care a dat colțul, știi? Bucuria e că am o sobă cu cuptor, vedeți și voi aici, și cu plită, știți? Deci e nebunie mare, că dacă fac, aici o să gătesc, că am lemne în curte, am vreo 1200 de metri pătrați prin curte, în câteva minute încep să gătesc, mi-am adus la repezeală butelia, o clătișoară, o farfurioară, sunt puțin jegoase, dar o să spăl, o să pun totul la punct. Așa e prima dată, deci nu e paradisul, dar asta e. Nu mă plâng, am un acoperiș, vedeți și voi, am, ce să zic, am strictul necesar, știi, nu plouă, nu ninge, am și lumină, am scăunele, am dincolo am o măsuță, am aici dulap de îmbrăcăminte, să pun îmbrăcămintea, deci o să-mi aduc încet, încet tot ce am și-o puținul care l-am, am cuier aici, cum vedeți, deci strictul necesar, am o ială aici la ușe, ce să zic, am pom fructifer și am două puțuri în curte, o să vă filmez mâine curtea. Hai că acum dau drumul la gătit, că după aia trebuie să mai dau o fugă pe bicicletă 4 km, să-mi aduc pături, plapumă ce am pe acolo și o parte din ele și o parte le aduc mâine dimineață și cam m-am așezat. Hai că vă pup, pa, camarazi!